Salutare dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou video despre educarea copiilor. Așa cum data trecută am vorbit despre disciplinarea copiilor și astăzi o să vorbim despre acea subiect. Doar că vă vom prezenta câteva răspunsuri la unele întrebări. După cum bine știți, această carte îndrăznește să disciplinezi, este scrisă de James Dobson. Da, și el are aici câteva întrebări foarte interesante în această carte și răspunsul la aceste întrebări. Deci, noi practic vrem să vă citim o parte din această carte și să vedeți ce întrebări serioase pun unii părinți despre disciplinarea copiilor. Așa că rămâneți cu noi și haideți că împreună să găsim răspunsul la aceste întrebări. Din cartea pe care noi v-am prezentat-o mai devreme, îndrăznește să disciplinezi, la pagina 61 va începe capitolul despre care uh, noi v-am vorbit la început, și vom începe cu a doua întrebare. Auzim atât de multe despre importanța comunicării dintre părinte și copil. Dacă reprimi comportamentul sfidător al copilului, cum își poate exprima el ostilitatea și resentimentele pe care le simte? Și acum hai să vedem răspunsul pe care îl dă James Dobson. Copilul ar trebui să fie liber să spună orice părinților, inclusiv, nu-mi place de tine sau, mami, nu ai fost corectă față de mine. Aceste exprimări ale unor sentimente adevărate nu ar trebui reprimate, cu condiția să fie adresată respectuos. În acest aspect, există o demarcație fină între un comportament acceptabil și unul inacceptabil. Copilul trebuie să fie încurajat să-și exprime sentimentele de indignare sau de furie, dar părintele ar trebui să interzică copilului să recurgă la cuvinte jignitoare sau la rebeliune deschisă. Tati. Mi-ai rănit sentimentele în fața prietenilor mei și nu te-ai purtat corect față de mine. Este o afirmație acceptabilă. Idiotule, de ce nu ai tăcut în prezența prietenilor mei? Este evident una inacceptabilă. Dacă prima afirmație este abordată rațional, ar fi înțelept ca tatăl să stea jos și să încerce să înțeleagă punctul de vedere al copilului. Tata ar trebui să-și ceară iertare copilului dacă simte că a greșit, dar dacă a avut dreptate, ar trebui să explice calm de ce a reacționat așa cum a făcut-o și să-i spună copilului cum pot evita coliziunea în viitor. E posibil să comunici fără a compromite respectul părintesc și copilul ar trebui să fie învățat cum să-și exprime în mod corect nemulțumirea. Aceasta va fi pentru el o unealtă comunicativă utilă mai târziu în viață. Hai să trecem la a doua întrebare. Avem un copil adoptat care a intrat în familia noastră când avea doi anișori. Fiindcă în primii ani de viață a trăit într-o atmosferă de frică, ne-a părut rău pentru el. De aceea, eu și soțul meu nu am avut puterea de a-l pedepsi nici chiar atunci când merita. De asemenea, simțim că nu avem dreptul să-l disciplinăm deoarece nu suntem părinții lui biologici. Procedăm corect? Mi-e teamă că faceți o greșeală comisă frecvent de părinții unui copil adoptat mai târziu. Le este milă prea mult de copilul lor pentru a-l confrunta. Simt că viața a fost deja prea dură cu acești micuți și cred că nu trebuie să înrăutățească lucrurile disciplinându-i. După cum ați indicat, acești părinți nutresc adesea sentimentul că nu au dreptul de a pretinde ceva copilului lor adoptat. Aceste atitudini încărcate cu simțăminte de vinovăție pot duce la consecințe nefericite. Copiii adoptați au aceeași nevoi de îndrumare și de disciplinare ca și cei care rămân cu părinților biologici. Una dintre modalitățile cele mai sigure de a-l face pe copil să se simtă nesigur este să-l tratezi de parcă ar fi diferit de ceilalți, neobișnuit sau fragil. Dacă părinții îl consideră un copil al nimănui care trebuie protejat, și el își va percepe propria persoană tot în acest fel. De asemenea, părinților care au copii bolnavi sau diformi, le este greu să folosească disciplina. Copilul cu un braț paralizat sau cu o boală care nu este fatală poate deveni un mic diavol împielițat, datorită faptului că părinții nu i-au stabilit limite de comportament uzuale. Trebuie să ne amintim că nevoia de a fi conduși și ținuți în frâu este aproape universală în copilărie. Această nevoie nu este eliminată de alte probleme sau dificultăți din viață. În unele cazuri, dorința de limite este amplificată de alte probleme, deoarece, printr-un control plin de dragoste, părinții îi transmit copilului valoarea lui personală. Dați-mi voie să mai fac un comentariu referitor la copiii adoptați care ar trebui să fie luat în seamă. Aș fi răspuns diferit la întrebare în cazul în care copilul adoptat a fost abuzat fizic. În cazurile când bătăile sau alterele au avut loc înainte de a se ajunge în căminul permanent, ar fi nechipzuit să se folosească pedepsa corporală. Amintirea groazei inițiale probabil că ar face dificil pentru copil înțelegerea naturii corective a pedepsei. Pentru copilul abuzat, trebuie folosite alte forme de disciplinare și de exprimare a dragostei. Haideți să trecem la a treia întrebare. Credeți că unui copil ar trebui să îi se ceară să spună mulțumesc și te rog în cadrul căminului? Desigur că da. Ai cere să folosească aceste exprimări este una din metodele prin care îi reamintim copilului că nu trăiește în lumea lui, dă-mi, dă-mi, în care totul i se cuvine necondiționat. Chiar dacă părinții gătesc pentru copiii lor, le cumpără tot ce au nevoie și se îngrijesc de ei, copiii trebuie să-și asume în schimb câteva responsabilități ce țin de atitudine. După cum am arătat deja, apreciarea trebuie să fie învățată, și acest proces de educație începe cu politețea elementară. Haideți să trecem la următoarea întrebare. Soțul meu și cu mine suntem divorțați, așa că trebuie să mă ocup singură de disciplinarea copiilor. Cum schimbă acest lucru recomandările pe care le-ați făcut? În niciun fel. Principiile unei disciplinări bune rămân aceleași, indiferent de cadrul familiei. Procedurile sunt mai greu de implementat pentru un părinte singur, cum este cazul dumneavoastră, deoarece nu aveți niciun sprijin când copilul devine sfidător. Trebuie să îndepliniți rolul tatălui și al mamei, lucru care nu este ușor de realizat. Cu toate acestea, copiii nu țin seama de handicapul dumneavoastră trebuie să vă câștigați respectul lor sau, în caz contrar, nu îl veți primi. Următoarea întrebare este Ați discutat despre nevoia de a stabili limite în cămin. Copiii își doresc cu adevărat limite impuse comportamentului lor? Cu siguranță. După ce am lucrat cu copiii și în preajma lor în toți acești ani, nu aș putea fi mai convins de acest fapt. Ei se simt în siguranță cunoscând limitele și persoana care le va impune. Poate un exemplu va clarifica acest aspect. Imaginează-te conducând o mașină. Podul este suspendat la zeci de metri deasupra platoului canionului și deoarece călătorești pentru prima dată pe acolo, ești agitat în timp ce îl traversezi. Cunosc un omuleț care a fost atât de speriat de priveliștea de pe pod încât a spus Uau, wow, tăticule, dacă caz de aici mori imediat. Acum să presupunem că nu ar exista balustradă de pe marginea podului, cum ți-ai conduce mașina? Chiar pe mijlocul drumului, chiar dacă nu ai avea nicio interdicție să lovești balustrada laterală, te-ai simți mai sigur dacă ai ști că ea este acolo. Analogia cu copiii a fost demonstrată empiric. În primele zile ale mișcării educației progresive, un teoretician entuziast a îndepărtat zidul care înconjura curtea grădiniței. Credea că băieții și fetele vor avea o mai mare libertate de mișcare, fără obstacolele vizibile în jurul lor. Totuși, când gardul a fost îndepărtat, copiii s-au strâns mai aproape de centrul terenului de joacă. Nu doar că nu s-au îndepărtat, dar nici măcar nu s-au aventurat spre marginea terenului de joacă. Siguranța rezultă din limitele clar definite. Când atmosfera de acasă este așa cum ar trebui să fie, copiii trăiesc într-o siguranță totală. Ei nu dau de probleme decât în cazul în care le caută intenționat, și atâta vreme cât respectă limitele, există fericire, libertate și acceptare. Dacă asta se înțelege prin democrație în cămin, atunci sunt în favoarea ei. Dacă înseamnă absența limitelor sau faptul că micuții își stabilesc propriile limite, atunci mă situez inalternabil împotriva ei. Să trecem la următoarea întrebare. Indulgența este un termen relativ. Vă rog să explicați ce înțelegeți, dumneavoastră, prin ea. Când folosesc termenul indulgență, mă refer la absența unei autorități părintești eficiente, ceea ce duce la lipsa limitelor pentru copil. Acest cuvânt reprezintă tolerarea lipsei de respect a copilului, sfidarea și confuzia generală ce survin în lipsa conducerii de către un adult. Următoarea întrebare este. Nu am lovit niciodată pe fetița mea de trei ani, deoarece mi-e teamă că o voi învăța să lovească pe alții și să devină astfel o persoană violentă. Credeți că greșesc? Ați pus o întrebare extrem de importantă care reflectă o înțelegere îndeopște eronată cu privire la creșterea copilului. În primul rând dați-mi voie să subliniez că este probabil chiar ușor să produci un copil violent și agresiv dacă el a văzut acest comportament acasă. Dacă este bătut cu regularitate de către părinții ostili, capricioși, dacă este martor la violența fizică între adulți furioși sau dacă se simte neiubit și neapreciat în familia lui, copilul va observa cu siguranță cum se joacă jocul. Astfel, pedeapsa corporală care nu este administrată după niște linii călăuzitoare, bine gândite, este un lucru periculos. A fi părinte nu stă dreptul să pălmuiești și să intimidezi un copil deoarece ai avut o zi proastă sau pentru că ești într-o stare groaznică. Acest gen de disciplinare nedreaptă determină unele autorități bine intenționate să respingă total pedeapsa corporală. Totuși, doar pentru că o tehnică este folosită greșit, nu avem un motiv valid pentru a o respinge total. Mulți copii au nevoie disperată de această soluție pentru neascultarea lor. În aceste situații, când copilul înțelege pe deplin ce îi se cere să facă sau să nu facă, dar refuză să se supună conducerii adultului, o palmă peste șezut este modul cel mai rapid și cel mai eficient pentru a-i ajusta atitudinea. Când căpșorul îi se pleacă mânios, își încleștează pumnii și își arată ferm că nu vrea să cedeze, dreptatea trebuie să fie aplicată rapid și edificator. Nu doar că acest răspuns nu creează agresivitate la copii, băieți sau fete. El îi ajută să-și controleze impulsurile și să trăiască în armonie, cu diferitele forme de autoritate din societate pe tot parcursul vieții. De ce? Pentru că este în armonie cu însăși natura. Gândiți-vă la scopul unei dureri minore în viața unui copil. Să presupunem că Peter, în vârstă de 2 ani, trage o față de masă și o vază cu trandafiri care stă pe ea spre marginea mesei și că vaza îl lovește între ochi. Din această durere, el învață că este periculos să tragi fața de masă dacă nu știi ce se află pe ea. Când atinge o sobă fierbinte, el învață rapid că trebuie să te ferești de obiectele fierbinți. Și dacă va trăi 100 de ani, el nu va mai întinde mâna niciodată pentru a atinge marginile înroșite încinse ale unei sobe fierbinți. Aceeași lecție o învață atunci când trage câinele de coadă și aceasta îi lasă imediat urmele dinților pe mâna lui, sau atunci când sare de pe scaunul lui înalt și mama nu observă, iar în felul acesta descoperă legea gravitației. Trei sau patru ani, el va strânge cu cuie vânătăi, julituri și arsuri, fiecare dintre acestea, învățându-l despre limitele de care trebuie să ții cont în viață. Îl vor face oare aceste experiențe o persoană violentă? Nu. Durerea asociată cu aceste evenimente îl învață să evite repetarea acelorași greșeli. Dumnezeu a creat acest mecanism ca un mijloc valoros de învățare. Când un părinte administrează copilului o palmă peste șezut într-un mod chipzuit, ca răspuns la o neascultare intenționată, copilului se transmite același mesaj non-verbal. E necesar ca el să înțeleagă faptul că trebuie să evite nu doar pericolele din lumea fizică, ar trebui totodată să fie atent și la pericolele din lumea lui socială, cum ar fi sfidarea, obrăznicia, egoismul, izbucnirile de mânie, comportamentele care îi pun viața în pericol, etc. Durerea minoră care este asociată cu comportamentul lui intenționat tinde să-l inhibe, coordonează comportamentul în lumea fizică. Pentru aceasta nu se transmite copilului ură sau respingere, iar copilul nu devine mai violent. De fapt, copiii care au experimentat pediapsa corporală din partea părinților iubitori nu au probleme în a-i pricepe semnificația. Îmi amintesc de bunii mei prieteni, Art și Ginger, care aveau patru copii frumoși pe care îi iubeam. Unul dintre ei a trecut printr-o perioadă de iritabilitate când pur și simplu cerea să fie pedepsit. Conflictul a atins punctul culminant într-un restaurant când băiatul a continuat să facă tot ce putea pentru a fi indisciplinat. În cele din urmă, art l-a dus în parcare pentru a aplica cu întârziere niște palme. O femeie care trecea pe acolo a observat evenimentul și a fost indignată. L-a admonestat pe tată pentru că și-a abuzat fiul și a amenințat că intenționează să cheme poliția. Copilul a încercat să plângă și a spus tatălui: „Ce nu e în regulă cu femeia aceasta, tati?” El a înțeles disciplina chiar dacă cea care dorea să-l salveze nu o înțelegea. Un băiat sau o fată care are parte în cămin de dragoste din belșug nu va detesta o bătaie bine meritată. Un copil neiubit sau ignorat va urâ orice formă de disciplinare. Sperăm că răspunsurile la aceste întrebări vă vor fi de folos și vouă în procesul de educare a copiilor voștri. Domnul să vă călăuzească ori de câte ori doriți și vreți să vă disciplinați copiii, să mergeți pas în pas cu ceea ce învață cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Și până data viitoare, când din nou ne vom reîntâlni să dezbatem câteva subiecte despre educarea copiilor, noi vă spunem Dumnezeu, Dumnezeu să vă, vă binecuvânteze! Vă binecuvânteze.